altă categorie. Avem informații că adversarul său s-a accidentat, de aceea, iată, Boștan încearcă să țină garda sus. Boiciuc nu mi se pare a insista în începutul ăsta de meci. Cel care atacă e Boștan. Pare a fi o luptă disproporționată. Nu numai experiența, dar și o diferență mare de greutate între cei doi. Dar numai dacă trecem la gradul de experiență și ar trebui ca, teoretic, un luptător cu 38 de meciuri, dintre care 30 de victorii, să nu urce niciodată în ring în fața unui debutant. Dar, atenție, atrag atenția asupra condițiilor speciale în care se dispută această gală, în care mulți luptători s-au pierdut pe drum, accidentându-se, practic, după o perioadă lungă de pauză, antrenamentele dure, antrenamentele grele, au dus pe niște accidentări total nedorite și de aceea și programul acestei gale a fost mult schimbat. Ați văzut și două knockout-uri în prima repriză. Aici am impresia că Boiciuc e înțelegător cu adversarul său și nu va termina prea abrupt meciul. Bine, e doar o părere, atenție, pentru că numai faptul că a urcat în ring și merită aplauze. În plus, iată-l pe Boștan, care dă drumul frumos la brațe. De asta, în condițiile în care, repet, Boiciuc stă în expectativă mult, e doar foarte atent să nu primească lovituri și să am impresia că își menajează aici un pic adversarul. Dar, mă rog, iată o lovitură de picior cu mai multă forță. Și sigur, poate e doar o impresie, dar cred eu că lucrurile merg în direcția asta. Am început această gală cu un meci foarte tare între doi băieți tineri de 18 ani, doi debutanți, să spunem așa. Iată cum de ceva mai tare lucrurile se schimbă. Boștan începe deja să sufere și cred eu că Boiciuc nici nu vrea să termine meciul în prima repriză. Iată, adversarul e de la mare distanță de el. Ultimele secunde din această luptă, cu diferență mare, spun eu, între cei doi. Are propria academie de box unde antrenează, spune Flavius într-o scurtă prezentare a sa, cu experiență de mai bine de 10 ani în acest domeniu. Antrenează atât copiii cât și adulți în ideea de a-și îmbunătăți, atenție, condiția fizică și stilul de viață. Boiciuc vorbește nu numai despre antrenament, ci și e o accidentare aici, atenție. O lovitură de picior 4, 5, la care s-a accidentat 6. Boștan. Ești okay? Nu este ok. Luptă. Dar în fine,
Buiciuc nu-l va lovi foarte tare, vedeți, nu-l lovește acolo la piciorul unde adversarul este accidentat, pentru că ar putea termina meciul foarte, foarte rapid, un luptător la experiența lui. Și cum de... Oh, nu, trebuie să se oprească. Aici e vorba de o diferență prea mare de valoare dintre cei doi. Practic, ei trebuiau să o ia pe alte străzi și să nu găsească același ring împreună niciodată. Nu poate fi în regulă. 8, 9, 10. E o victorie pentru Boiciuc, nu una de glorie, pentru că nu e adversarul care era programat.